Alegători încurajați să meargă la vot. O cafenea din municipiul Botoșani a oferit pe parcursul zilei de duminică o cafea gratuită tuturor clienților care au putut face dovada participării la alegerile locale. Aceștia au prezentat cartea de identitate cu autocolantul votat și cafeaua a fost servită la masă. Administratorul cafenelei, Gelu Grauer, susține că a venit cu această idee pentru a-i determina pe botoșeneni să participe la procesul electoral. E un drept constituțional, mulți nu consideră obligație, pentru mine și pentru oamenii care sunt dragi, cred că este o obligație morală să mergem la vot. E un fel de a le zice oamenilor că trebuie să fim mai prezenți decât în alți ani electorali și cred că și Botoșani are nevoie de a fi undeva în fruntea listei, pentru că ne dorim multe lucruri, dar în același timp, în momentul în care trebuie să facem și noi ceva, ne dăm puțin așa la o parte. Și bă, clienții sunt? De dimineață, încă am fost certat că n-am deschis mai dimineață, dar n-am crezut că, având în vedere temperaturile, vor fi atât de matinali. Eu mă bucur că oamenii vin. Clienții au apreciat inițiativa și cred că ea îi poate stimula pe alegători să-și exprime dreptul de vot. În primul rând este un drept al nostru. Au murit mii de oameni ca noi să avem acest vot. Și sfătui pe toți cei care n-au votat încă să meargă, să voteze, să nu mai lese pe cei care se vând pentru 50 de lei să voteze în locul lor și să ne decidă viitorul. Este o inițiativă foarte bună, pentru că așa ne... Responsabilizăm. Da, ca să mergem la vot, nu neapărat pentru o cafea sau... Dar devenim responsabili în țara noastră. Și au fost destui clienți care, după ce au votat la alegerile locale, au venit să savureze o cafea gratuită. În primele ore de funcționare, terasa a oferit 10 de cafele.